Bă, băieți, înainte să încep acest episod, vreau să vă mulțumesc la toți cei care v-ați luat membru pe canalul meu. O să vină încă în live-uri forță rău de tot, doar cu membrii, în care o să jucăm doar cu membrii. Aveți aici membrii afișați pe ecran. Bă, băieți, dacă vreți să apăreți și voi în următorul video și să jucați cu mine pe live-uri, puteți să vă luați acolo orice membru vrea inimioara voastră. Hai să trecem la episod. Salutare, bă, băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de Dead by Daylight Hacking. De data aceasta jucăm ca și killer, deoarece foarte mult mi-a cerut chestia asta și am zis că de ce să nu joc și ca și killer, așa să-i trolăm un pic survivorii. Bă, băieți, dacă mai vreți episoade de genul continuare, dați, frate, și voi un like, să strângem 2000 de like-uri la acest episod și haideți să ne apropiem cât mai repede de mirobolanta sumă de 50.000 de abonați, deoarece v-am promis că la 50.000 de abonați facem un live de 12 ore în care jucăm cu hack-uri pe ce jocuri prindem, bă, băieți, deci pe ce jocuri prindem, jucăm pe live-ul ăla și cu abonații și cu membrii. Vedem, bă, băieți, o să fie un live foarte caterincă. Și da, bă, băieți, aveți cheat-ul pe care îl folosesc eu în acest video în descriere, costă 30 și ceva de lire, din câte știu eu, și e super șmecher, adică eu am deja 50 de ore, cred că, în jocul ăsta cu cheat-ul și încă n-am luat bani. S-au resetat rancurile luna asta, adică mie cel puțin pe killer văd că am 20, eu aveam 18 pe killer și pe survival aveam 4 și încă am 4. Nu știu care e faza, în fine. Bă, băieți, dați-vă, frate, acolo like, să zicem 2000 de like-uri și hai să trecem la meci, să trollăm killerii aia un pic. Da, bă, băieți, și am intrat în meci. Haideți să vedem ce facem. Bă, eu nu prea știu să joc ca și killer, n-am jucat de multe ori, așa că sper să mă descurc. Să mă duc direct pe ei, să nu mă duc. Hai că mergem direct pe ei, frate. Azi, în care se apucă primul de generator. Ia uite, ăla s-a apucat de generator, e nația ta. A, bă, nu s-a apucat, mă. Oho, bossule, ce faci? Mamă, ce melodie șmecheră îmi pune. Asta chiar îmi place melodia din filmele alea horror de prin anii 90. Uite ce-mi face, bă. Băi, tu zgâtul tău, ce strafe-uri s-astea. Mă, ce strafe-uri îmi face, mă. Bă, eu n-am prea jucat din perspectiva killerului ăsta. O să sară aici peste, e o chestie peste care poate să sară. No, dar ce sar tu, mă, bossule? Că vin după tine, care n-am înțeles. Ăsta mă fugărește, știu eu tactica asta. O să mă fugărească toată harta ca să... Aha, și acum nu mai apuc să sari. Ai, ftus, nația, mătii. Stați un pic, bă, băieți. Te bag niște setări aici la speed hack, îl băgăm pe mouse. De patru și dăm aici un mic speed hack. Aia zic, tati. Am băgat un mic speed. Am băgat un mic, speed hack. Băi, deci cum trec eu, le iau pe sus, mă, că nici nu știu să joc. Am aruncat cu topor să moară familia mea. Cred că trebuie să dau pe space. Ok, trebuie să dau pe space. Nu, n-am prea jucat ca și killer, așa că nu prea știu cum să joc ca și killer, dar nu-i problemă. Uite, hook-ul aici, boss, nu mai apuci, nu mai da, de stai liniștit. Stai liniștit. Ia uite, mă, ce fac, mă. Băi, bossule, nu mai de pe space merge chestia asta, am înțeles. Bam, și am băgat killerul. Hai să vedem să-i vânăm pe ce. O, ăla are 35% de generator. Bossule, tu ce faci? Hai, du-te și salvează-ți cu echipierul, eu mă duc să distrug generatorul, uite, aia asta e 84%, băi, băi, băiatule. Băi, băiatule, tu ce crezi că faci aici? No, bravo. Salut, frate. Salut, salut. Hai, du-te și fugi, stai liniștit că ștric eu generatorul ăsta. A damage pe space. A, trebuie să țin apăsa space, ok. Dăm un damage frumos la generator și mergem să-l luăm și pe ceilalți. Să nu-i lăsăm noi să repare generatoarele, n-au reparat niciunul până acum. Asta este un lucru bun. Ho-ho, salut, bossule, ce faci? Salut, bossule, mamă, ce-mi place melodia asta. Hai, dăm cu paleta în față, salut. Nația ta de mârlan. Uop! Salut, salut, bossule, salut. Ah, mi-a dat stun. Cum face killerul? E, nația ta. Na, și dacă distrug eu ăsta, cum trecul distrug? De pe space, așa e? Ce faci, bossule, acum? Unde te mai, unde mai fost? Hai să, mamă, reparat un generator, e că-mi bug speed hack-ul acum. Bam, salut, frate, salut, salut. L-am distrus pe mărlanul ăsta. Băi, nu mai aruncat topoare, mă, uite, eu tot arunc topoare și mă enervează. Mamă, nu știu să joc cu killerul ăsta, nu știu să joc la killer în general, da? Bine. Uite, Hook-ul aici, prietenul lui aici, se salveze de el, nu știe că eu îl știu aici pe prietenul lui, așa că o să-l bag pe ăsta în hang. Aici, și bossule, ce faci? Unde stai tu aici? Unde stai tu aici, nația ta? Ia uite, mă, îl scoate pe la, fii atent, mă. Măi, de unde e cu tupeu ăsta, nația ta? Ăsta e pe jos și o să mă duc să-ți vânesc și pe ăsta. Nu o să-mi bag, mamă, am făcut două generatoare deja. L-am ratat, mamă, e prost, nu mi-a dat cu paleta. Și acum bag speed-ul și l-am prins. Băi, 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 băiatule, cum să fiu așa slab? Salut, salut. Băi, ce, ăsta are perk ceva, are perk prostul. Na, nu sar tu. E, na, ți-a să vezi ce fac asta, că-i dau space aici. Hai, salut, bossule. Mamă, coaie, de ce dau click aiurea? Măi, nu știu să joc ca și killer. Bam, l-a salvat pe ăla. Du-te, mă, nația, măti. Ce fac că ea treci? Dau heal acolo. Dacă îmi bag acum speed. Salut, bossule. Mamă, cât de slab, mă, nu vine să cred așa ceva. Mort? Da, hai că mor dacă e ceva. Nu pot să-i dau cu toporul în cap de aici? Ok, am dat eu cu toporul în cap. Mort?
Hai să, uite, mă, salvează pe ăla, n-am mai văzut așa ceva, mă, frate. Vă salvați voi între voi, mă, rasa voastră. Aha, 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 aha. Aha. Ce faceți, mă? Ia, uite, mă, s-au salvat. Eu uite, mă, băi, dar ăștia știu strafe-uri. Vezi, e mult mai greu să joci ca și killer, dar asta e mort. Și am să duc să salveze pe ăla, fii atent, și o bag speed eco acum, nu mai salvează pe nimeni, băieții. Băi, băiatule. Pe cine salvezi tu aici, băi, băiatule, ia zi. Băi, s-au salvat iară, mă. Ia uite, mă, bă, dar nu, eu nu am cu aimul, nu am cu aimul prea bine. Ăsta e mort, trei morți, ok. Și ultimul survivor săracu este acolo. Hai, hai mă, survivor, revină încă. Băgăm speed-ul. Bam, 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 mă, ce derapez cu speed-ul ăsta să moară Gigel Bilanu. Ia uite-l, pe ăsta săracul de el. Bă, să ce faci? Ce faci? Săracul de el. Vezi ce-mi place, mă, când un noob câștigă meciul. Hai, salut, mane. Nu, nu. Oh, salut, gata, i-am prins pe toți. No. Ați zis să joc ca și killer. Păi jucă ca și killer, băi, nu-i problemă de război. Și acum mergem să-i băgăm pe toți. Sper să n-aibă ăsta vreun perk ceva, să-mi dea una, să mă bulească. Uite, ăsta un... De asta aici. Bă, sper să n-aibă, sper să nu dea attempt escape. Asta e singura chestie, pentru că eu nu o să stau lângă ei să-i verific până mor. Îl lasă de attempt escape pe băiat. Dacă reușește să dea, e problema lui. Ok, hai să vedem următorul hook unde ar fi ca să nu-mi dea asta ad, ad. Uite, acolo e următorul hook. Ok, hai, bossule. Hai cu mine. N-are boss. O să dea... Nu cred că odată attempt... A, a murit ăsta. Ok, săracul de el. Ok, hai să băgăm un pic de speed. Nu pot, nu pot să bag speed cu ăsta. Mamă, sper să nu-mi dea asta ad, ad, că e game over, bă, băieți. Hai să băgăm și pe ăsta. Mamă, frate, dar ce mă mișcă, măi, nu pot să cred așa ceva. Ok, bam, te-am băgat și pe tine, hook, băiatule. Cred că la... Mamă, dacă dă vreun de aici atent escape, să mor eu de nu... Ce mai bulănoși oamenii ăștia. Hai să vedem unde e următorul hook. Uite la acolo. Ce gâfâi mai aici, băi, băi. Nu mai gâfâi așa. Ok. Ăla n-a reușit să dea attempt escape din prea păcate. N-a reușit săracul de el. N-a fost să fie. Hai să vedem dacă tipa asta o să reușească să dea attempt escape. Mamă, cum am auzit cum i-o băgat ăla în gât. Mamă, dar ce, ce dau adă, adă oamenii. Să-l duc pe ăla la hedge? Oare să nu fiu nesimțit? Ba, o să fiu nesimțit. Păi, ăsta se mișcă pe aici. Nici o treabă n-are om. Hai că mă prefac că nu-l văd. Mă prefac că nu-l văd. Mă prefac că nu-l văd. Ah, l-am găsit. Să-l duc la hedge? Oare pe ăsta, mă? Să-l duc la... Nu-l duc la hedge. Pentru că noi trebuie să câștigăm meciul. Deoarece, dar nu, că o să mă joc cu el. Hai, stai jos, bossule. Cum îl dau jos? Cum îl fac să stea jos, băieți? Cred că G. Nu știu de ce am impresia, dar cred că G. Hai că G dacă e ceva. Nu, că-l bag aici, că nu știu să-l las jos. No, bă, băieți, te-ai dus și tu. Hai, dă-i attempt escape să văd dacă scapi. Hai, un attempt escape. Hai, attempt escape. N-am mai reușit să dea attempt escape și o să moară. Rip. Rip. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. A fost un episod destul de scurt, părerea mea, pentru că a zis să joc ca și killer. V-am ascultat recomandarea, dar nu a fost un episod așa de lung, deoarece ca și killer e mult mai ușor, te duci direct pe ei și omori. Bine, eu am fost și bulangiu, știam, am fost un bulangiu de la de proporții. O să mă facă ăștia hacker în toate felurile acum, fii atent acum. Ce hacker mă facă și o să zic că speed hacker de alea. Eu nu văd de chestiile astea cu tire-ul, cu nu știu ce. Sau developers can ban him by ID, thanks. What the fuck? What? Cred că omul filmează sau ceva, nu știu ce vreau să zic acolo. În fine. Bă, fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați și voi, frate, un like dacă mai vreți episoade de genul. Nu uitați că aveți citul în descriere dacă vreți să-l cumpărați. Mamă, ce rancuri aveau ăștia, băi, băiatule, băi, pe ăștia erau rancuri buni, eu am rang 20, băi, fratele meu. În fine. Fraților, sper că v-a plăcut acest episod. Dați, frate, și voi un like și un subscribe și noi ne vedem data viitoare. Salut! Da, bă, băieți, și am intrat în meci. Haideți să vedem ce face. Băi, eu nu prea știu să joc ca și killer. N-am jucat de multe ori, așa că sper să mă descurc. Să mă duc direct pe ei, să nu mă duc. Hai că mergem.